Salutare și bine v-am găsit pe canalul Blog. În acest video, veți vedea cum măsurăm și calculăm puterea reală unui oarecare amplificator audio cu ajutorul unui osciloscop. Puterea reală, efectivă, a unui amplificator audio se măsoară totdeauna în vați RMS. RMS, venind din engleză, root mean square, tradus înseamnă rădăcina medie pătrată. Iar pentru aflarea puterii, marea majoritate folosesc formula următoare pe care v-o recomand și eu. Puterea în vați RMS este egală cu tensiunea RMS la pătrat împărțit la R. R fiind impedanța noastră, difuzorul nostru, boxa noastră, cum s-ar spune. Bineînțeles că în cazul acesta vom folosi un rezistor pentru a simula impedanța difuzorului, boxei noastre. Și după cum v-ați dat seama, pentru acest test folosesc un amplificator cu două TDA 2002 legate în punte, pe care l-am prezentat și testat în amănunt, oarecum în amănunt, într-un clip mai vechi. Dacă nu îl cunoașteți, aveți link în descriere. Am atașat în sfârșit amplificatorul nostru în partea stângă. Pentru a simula o impedanță de 4 ohmi, am legat în paralel două rezistoare de câte 8 ohmi fiecare, pentru a ne da 4 ohmi. Avem osciloscopul atașat în partea dreaptă, iar pentru a măsura puterea trebuie să introducem un semnal sinusoidal pe intrarea amplificatorului nostru. Bineînțeles, puterea se măsoară întotdeauna la frecvența de 1 kHz și semnal sinusoidal. Am alimentat kitul la aproximativ 18 V, să vă și demonstrez. 18,1 Practic, aceasta este tensiunea maximă suportată de integratele noastre, TDA2002. Și, bineînțeles, din generatorul nostru de semnal sau din potențiometru, dacă aveți unul pe intrare amplificatorului, mărim amplitudinea, până când intră în clipping. Un moment când ne depășește nouă scala. Da, și în zona asta intră în clipping, dacă se vede bine. Practic mărim semnalul până aproape să-și modifice forma. Practic aici este clipping-ul. Micșorăm amplitudinea până când semnalul își menține forma de sinusoidă. Iar pe ecranul osciloscopului vom citi Tensiunea exprimată în volți, vâr la vârf, pic-to-pic în engleză. Din păcate, acest osciloscop nu poate afișa tensiunea în volți RMS, așa că suntem nevoiți să calculăm din volți pic-to-pic. Deci, țineți minte, avem aproximativ 27 de volți, vâr la vârf, practic de aici și până aici. Revenind la formula de aflare a puterii de care vă spuneam anterior, nouă ne trebuie deci tensiunea în volți (rms), tensiunea efectivă, împărțit la impedanța noastră. Dar dacă ați văzut pe osciloscopul meu, tensiunea în volți RMS nu o poate afișa. Unele pot, altele nu. Așa că suntem nevoiți să ne folosim de o altă formulă este aceasta pentru a afla tensiunea efectivă. Practic înmulțim tensiunea în volți vârf la vârf ori 0,3535. Dacă doriți să vedeți detalii cu privire la această formulă, vizualizați clipul anterior. Deci, dacă mai țineți minte, pe osciloscop ne-a afișat aproximativ 27 de volți vârf la vârf, înmulțim cu 0,3535 și ne dă 9,5 volți remese, aceasta fiind tensiunea reală. După ce am aflat tensiunea reală, începem calculul nostru cu privire la aflarea puterii. Puterea reală, RMS, este egal cu 9,5 la pătrat împărțit la 4 impedanța noastră. Mai departe, este egal cu 90,25 împărțit la 4 și ne dă puterea reală de 22,5 W RMS. Această putere fiind valabilă acestui circuit pe impedanță de patron și fiind alimentat la tensiunea maximă de aproximativ 18V. Și cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!